Atenție mare la cercetătorii de pe străzile Pașcaniului. Unii dintre ei devin violenți, mai ales cei aflați sub influența alcoolului. Este semnalul de alarmă al unui cetățean al municipiului transmis pe adresa redacției, alături de o fotografie din zona gării cu un adăpost amenajat chiar sub fereastra unei farmacii. Pe jos erau aruncate sticle de băuturi alcoolice și resturi de mâncare. Vi se pare normal că acest om creează un focar de infecție în această zonă populată de enorm de mulți oameni, bea tot felul de băuturi și sparge sticlele pe trotuar, iar pe lângă asta mai are momente când este și violent verbal. Poate se va rezolva problema pentru că strică tot aspectul orașului, mai ales că este lângă gară, unde este o populație enorm de mare. În cursul zilei de luni, 11 martie, a fost identificat de poliția locală și amendat cu 300 de lei. Este vorba despre Ciprian Doroftei din suburbia Sodomeni. Bărbatul era atât de beat încât nu se putea ține pe picioare. De asemenea, polițiștii au făcut curățenie la fața locului. În zona respectivă obișnuiesc să cerșească și chiar să doarmă pe străzi și alte persoane. Șeful poliției locale spune că au fost sancționate de mai multe ori și li s-a oferit un adăpost în containerele primăriei, dar ar fi refuzat. Avem cazul pe care toți pășcănenii îl cunoaștem, Stănescu Amar, nu mă feresc să-i dau numele, care este pe strada gării, cel puțin o dată sau dacă nu, de două ori pe săptămâni, patrula poliției locale, chemăm omul care se ocupă de curățenie acelui trotuar și luăm saltelele, luăm cartoanele, luăm el prin faptul că ar dormi pe stradă, dorește să impresioneze cetățeanul și să-i dea un ban cerșind acest ban, refuză efectiv să fie cazat de către primărie, are domiciliul stabil în Lunca, dar aici aș fi dorit o implicare mai activă și a serviciului de asistență socială, poate că am reușit să găsim un dialog cu membrii familiei și să dispară această situație. I-am luat câine, știți că am dus pășcăneni. Da. I-am luat un câine, a fost dus la adăpost, l-am luat pe al doilea, primul câine era cipat, proprietarul a venit și a luat câinele, deci e o întreagă poveste. Noi îl avem în atenție. Ultima oară, acum două săptămâni, dar nu două săptămâni, într-o sâmbătă m-am dus și am discutat cu el, pentru că el consumă, spun eu, frecvent băuturi alcoolice și trebuie să ai o discuție înainte de a fi sub influența băuturilor alcoolice. Azi, de exemplu, patrula poliției locale l-a sancționat contravențional pentru cerșătorie, a încercat să facă curățenie acolo, a făcut un întreg în ghilimele tărăboi. Mai mult ce mă surprinde pe mine că sunt cetățeni care opinia lor e să îl lăsăm acolo. Spunându-le agenților mei, chiar azi mergeți și prindeți hoții, n-aveți treabă decât cu acest un om necăjit. Reprezentanții poliției recomandă cetățenilor să nu îi încurajeze cu bani și alimente pe cerșetori și să evite contactul cu cei violenți.